Trebuie să te întreb de minunea ta, de băiețelul tău care este, suntem toți nebuniți după el pe Instagram, am văzut câte mesaje drăguțe primești, ce face, cum e? Leon, e bine, mulțumesc lui Dumnezeu, a fost evaluat din nou la Timișoara, unde mergem odată la 3 luni, de către specialiștii din Spania, Ucraina, Moldova, care vin aici în România pentru a vedea evoluția copiilor de care au ei grijă, iar evoluția lui, pentru că el face în fiecare zi la centru Darin recuperare 2 ore pe zi, s-a văzut. Face și not acum cu kinetoterapie combinat și se vede se vede un progres foarte mare. Reușește singur să ridice în genunchi și să-și mențină poziția 30 de secunde. Acum se lucrează la poziția cavalerului, în care se scoate un picior și apoi următorul și să se ridice. Așteptăm cu mare interes aceste momente. Noi sperăm că se va întâmpla, nu-l grăbim, pentru că e mult de muncă. Sunt momente în care zice n-am chef sau nu mai vreau azi și eu îi spun nu există nu mai vreau, o faci. Nu există, nu mai vreau, nici nu mai pot, o faci, punct. Se motivează. Ce s-a întâmplat vreodată? Tu ești o inspirație pentru mulți părinți. Să cunoști un părinte care trece prin aceeași experiență, să vină la tine să zică mulțumesc pentru că existi și că mi-ai dat speranță. De foarte multe ori s-a întâmplat acest lucru. Prin prisma mediatizării cazului lui Leon, foarte multă lume l-a urmat ca și exemplu. Mulți copii îl iubesc foarte mult pe Leon, iar părinții sunt inspirați de lupta noastră și vin adesea la mine să-mi zică, uite, datorită ție am reușit să fac așa, sau părinți care vin, uite, i-am dat numele copilului meu după numele tău, după numele copilului tău, nu, i-am dat numele copilului meu după numele copilului tău. De asemenea, s-a întâmplat să vină părinți să-mi zică că datorită acestei lupte au avut și ei puterea de a merge mai departe pentru că abandonaseră lupta. Și tot așa. Și nu de puține ori i-am condus prin aceleași etape prin care am fost și eu. Și suntem în continuare. Uite că eu știu că el memorează foarte bine și cântecele tale, că ai vorbit despre asta. Te gândești așa la o piesă, la ceva cu el? Din prima, ca să ne aducem aminte, am făcut o piesă în 2019, Leon se numește, la începutul anului. O piesă pe care apare și el la început și la final. Acea intervenție a lui a fost una total neprevăzută. Eu eram în studio, a venit lângă microfon, a început să cânte, a mai zis încă o dată și încă o dată, dar noi am păstrat primul take. L-am întrebat cine cântă, zice tata, pentru cine cântă tata? Zice pentru Leon. Și începe să cânte el ta, 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 ta. Deci el oricum o face pe loc, nici nu e nevoie de mare lucru, dar mă gândesc că pentru el, dacă vrea să urmeze o carieră în acest domeniu, cum să nu, pentru că e foarte talentat, are o voce atât de puternică, dacă țipă aici în sala Palatului fără microfon, îl aude toată lumea cu sala plină. Adică e ceva, are un strigăt ieșit din comun. Dar efectiv nu mai auzi nimic dacă țipă lângă tine.